Președinții birourilor electorale de circumscripție și locțiitorii acestora au fost desemnați astăzi la sediul Tribunalului Giurgiu. Stabilirea celor 54 de președinți pentru alegerile locale din 5 iunie a fost efectuată în ședință publică prin tragere la sorți. Potrivit legii, doamna președinte a Tribunalului Giurgiu va proceda la tragerea la sorți, la desemnarea în ședință publică prin tragere la sorți pe funcții a președinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție. S-au întocmit trei liste, după cum prevede legea, lista cu magistrații, ceea ce înseamnă judecători și procurori, care au prioritate la tragerea la sorți, lista cu juriștii, cu persoane cu specialitate juridică și o a treia listă cu persoane care au alte studii decât cele juridice și care trebuie să avizați de către autoritatea electorală permanentă. După efectuarea procedurilor legale, președintele Tribunalului Giurgiu a efectuat tragerea la sorți pentru desemnarea președintelui Biroului Electoral Județean Giurgiu și pentru locțiitorul acestuia. Asta e președinte. Drăguț Marius. Domnul judecător Drăguț Marius. De la judecătoria Giurgiu e și prezent. Și locțitorul Pencea Adrian. La fel s-a procedat și în cazul desemnării celor doi reprezentanți ai Biroului Electoral Municipal. Udrea Mirela Zina, doamnă judecător. Gogan Adrian, domnul judecător. Aici de față. Tot în cadrul ședinței publice au fost desemnați și reprezentanții circumscripțiilor electorale orășene și comunale.